De ce e bine să faci revizia la timp? Sunt unii care fac revizia când vor ei, sau uită, sau nu țin o evidență. Eu reviziile le-aș face cam din 6-6 luni. Depinde câți kilometri fac. Ce e chestia aia la un an sau 15.000, știi? Da, toată lumea zice așa. E adevărat? Asta spun și producătorii? Sau diferă? Depinde de la țară la țară. Pentru clima și utilizarea din România la nivel mediu, adică nu doar București, mediu, e corectă. 15.000 okay. Un an. Nu mi se pare deloc corectă cea long life pentru România, 2 ani sau 30.000. Mi se pare doar la uleiuri de top full sintetice. Nu cele pe care le bagă producătorul de fabrică. Alea nu sunt uleiuri de top, alea sunt uleiuri medii. Și exploatarea din România nu e favorabilă acelui tip de exploatare, pentru că uleiul, ce nu știu mulți proprietari, uleiul trebuie ținut în medie undeva plus minus 800 de ore de funcționare în motor. Acum, în funcție de câți kilometri și câte ore parcurgi în mașină zilnic, poți să calculezi cam când faci tu orele alea. Dacă ai face tu 30.000 de kilometri în București, cred că faci 3.000 de ore de funcționare. Da. Adică da. Tu deja trebuie să faci 4 revizii. Nu cred că duce motorul 30.000 în București, bară la bară, sau 2 ani. Deci, îl iei cu fărașul. Dacă duce 2 revizii, el pup. Se accentuează uzura, nu mai ai ungere, nu mai ai nimic, nu mai ai... ce mai praf. Așa că, este baremul extins pe care vi-l dau eu, un an sau 15.000 sau 800 de ore de funcționare. Îți faci un calcul, cam cum conduc eu? Păi, nu știu, luna asta cum am condus eu? Păi am făcut numai în București, 2000 de kilometri și am făcut, nu știu, o oră pe traseu, 7 kilometri, ori atâtea zile, ori atâtea așa, ori așa. Luna asta am făcut, nu știu, 200 de ore de funcționare, 100 de ore de funcționare. Calculez, bă, în 12 luni cam fac cam 1500, deci cam la 6 luni ar trebui să schimb uleiul. Asta cu orele de funcționare le dau anumite configuratoare pentru anumite mașini, dar asta e o chestie destul de generală, păcat că nu o dau toți. În regim mai sever, adică îți iei Land Cruiser și te duci cu el la pădure, îți iei Hilux, te duci cu el la cărat, heavy duty, tractezi, cari, sarcină, îi dai forjă, ălea obligatoriu, dacă e mașina ta și vei soții, 6 luni. Da, și depinde câți kilometri, 6 luni sau 10.000. Este un regim mai prietenos pentru mașină, o exploatare mai agresivă. Competiți, Nissan Nismo recomandă maxim 3.000 de kilometri schimb de ulei. Mașină, să bagi piciorul în ea. AMG GT. La AMG GT am condus eu unul acum vreo 5-6 ani. Schimbul de ulei se recomandă de producător la 10.000 fix. Dacă te dai pe trac, Nürburgring, nu știu când schimbă băieții aia uleiul, dar eu știu că tehnic se recomandă să schimbi uleiul la fiecare cursă. Adică mă dau weekendul ăsta, îi dau forjă, după aia îl dau jos. Îi dau bum, 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 după când termin ulei nou. Chiar ulei race. Uleiurile care se încing foarte tare, ca să ofere protecție motorului, trebuie să fie foarte groase. Că el fiind foarte gros, când ajunge temperatura la extreme, se subțiază cam la nivelul la care s-ar subția unul care e exploatat normal. Cam asta e logica din spate. Da, am înțeles. Băieții care se respectă cu mașini tunate, stage, cai, mergeți agresiv, țaca-paca, dacă vă respectați. 6 luni, 5.000. E regimul pentru mașini sport mers agresiv. 6 luni, 5.000. Regim mixt România, preponderent mers urban, totuși. Vorbim de 6 luni, 10.000. Regim mixt standard pentru garanție, cum zice producătorul, un an, 15.000. Ce peste un an, 15.000 în România, eu nu recomand, pentru că distrugi motorul. Eu chiar am avut discuția asta cu cei de la Hertz, am zis, bă, eu nu vreau să facem schimbul la 30.000 de ani. Mașina asta merge numai în oraș, mare parte. Merge normal, dar merge în oraș, va avea multe ore de funcționare. O să facem două schimburi de ulei, și noi ai 50.000 de kilometri pică motorul. Mie nu mi se pare ok. Eu vreau să o facem la 15.000. Dacă implică un cost în plus, că nu vreți voi, plătesc eu schimbul ulei filtru, atât. Ulei filtru. Okay. Vreau să-l fac eu la 15.000 fix. Măcar primul schimb îl fac eu, 15.000. Al doilea faceți voi cum e în plan la 30.000. Da. Și după aia, mama e, asta e. Dar primele două vreau să le fac la 15.000. Doar să-mi dați acordul, mă duc la Audi, factură, deviz, în baza date, frumos autorizat. Deci eu nu sunt de acord absolut deloc cu regimul 30.000 2 ani, decât în Germania, unde mașina e diesel, merge la turație mai mică, îi bagi un ulei full sintetic și merge acea mașină 90% extraurban. Ăla este singurul regim care, să zicem, că ar fi ok la 30.000 de kilometri. Producătorul meu favorit, adică Toyota, care a zis clar, ce mă, 30.000 2 ani? Bă, frățică, de garanție 6 ani, cât dăm noi? 15.000 sau un an, punct. Nu ne interesează că tu ești leasing operațional, că tu ești gigel, că tu ești... Nu, frate, subiect închis. Vagul, care are o garanție mai mică, duce 4 ani mașina. Ce înseamnă 4 ani? Înseamnă 2 revizii, adică să fim serioși, că duce 2 revizii. Regim extins. Dar care e scopul? Să iau o mașină care pică în 3 revizii? Mi se pare o prostie. De asta apreciez eu Toyota. Nu există long life la noi. Adică, mă rog, există, dar în alte condiții, la alte mașini, mă rog. Ce înseamnă să-ți faci revizia? Ce se schimbă exact? Ulei filtru obligatoriu. Că și asta e foarte important. Am auzit aberații cum se schimbă ulei, nu schimbă filtru. Da. Ulei filtru obligatoriu. Okay. Ulei filtru de ulei, adică. Filtru de aer. În general, producătorii
primarii, când te cheamă la revizie, prima revizie se face light, ulei, filtru. A doua revizie, mai mare. Eu aș adăuga la ulei, filtru. Adică revizia mică și revizia mare. Exact. Eu aș adăuga la revizia mică și filtru de aer. Că e cam mult praf în România, în București, se cam înfundă. Se construiește mult. Mai ales dacă e o mașină turbo. Acum, dacă te respecti și pe tine, îi pui și filtru de habitaclu. Dar dacă respecti strict ce zice producătorul, prima revizie este ulei, filtru de ulei. A doua revizie, ulei cu toate filtrele. Filtru de ulei, filtru de aer, filtru de habitaclu și, dacă există, filtru de combustibil. Deci, dacă există, de exemplu, asta are filtru de rezervor și nu prea se schimbă decât la 200.000, un filtru mai mare. Benzina e mai curată decât motorina, se schimbă mai rar. Și aici vine o greșeală financiară, nu tehnică. Mulți români schimbă ulei toate filtrele aiurea. Ca să simplificăm toată discuția, revizie mică, ulei, filtru. Următoarea revizie mare, ulei toate filtrele. Plus lichid de frână, că acum cam la 2 ani fac toți și cam atât. Și ce mai e nevoie? Dacă mai e nevoie, da, exact. De bujii, de nu știu ce, de plăcuțe, depinde de exploatare. Dacă faci foarte mulți kilometri într-un an, gen 30.000, aș face ulei, filtru, ulei, filtru, ulei toate filtrele. Adică una mică, una mică, una mare, la 10.000. Una mică, una mică, una mare. Să faci 3 revizii, dacă depinde cum exploatezi. Da. Acum 30.000 e ok și să faci 2 revizii. Una mică, una mare. Cam așa aș face eu. Dacă faceți cum zic eu, nu o să vă cadă motoarele. Indiferent ce ulei folosiți. Acum că producătorul zice nu știu cum. Producătorul în general e sugrumat, săracul, dă 1000 de normative, dă mediu și dă prostii. Și... Da, dar pentru motor, eu vă dau sfaturi de longevitate pentru mașina voastră, pentru motor. Nu dă mediu și nu dă costuri și acum dacă e în balanță și mediu și costuri și fiabilitate și mai departe, poate mai bine să respectăm ce zice producătorul. Dar dacă aveți mașina mult timp și să nu scadă după garanție, 15.000 un an e revizia sfântă, 15.000 un an. Cum să zic, e intervalul echilibrat pentru România. Așteptăm și părerea voastră mai jos în comentarii. Mulțumim, să ne vedem cu bine în următorul video. Ciao. Ciao.